Radio România Internațională. Radio România Internațională. Bine v-am găsit! Suntem împreună pe undele Radio România Internațional, departament al Societății Române de Radiodifuziune, care realizează programe generaliste în 13 limbi și dialecte. Aceste programe promovează România, politica sa internă și externă. Eu sunt Valentin Țigău și vă invit să ascultați la această oră o nouă ediție a rubricii noastre. Invitați la Radio România Internațional. Invitatul acestei ediții este fostul ambasador Nicolae Mareș, diplomat de carieră și unul dintre intelectualii remarcabili ai culturii române înainte și după Revoluția Anticomunistă din 1989. Scriitor prolific, el are peste 100 de cărți publicate în 2 milioane de exemplare și reprezintă un reper inconturnabil al relațiilor diplomatice, istorice, umane, lingvistice și literare dintre România și Polonia. El este primul care a tradus în limba română cugetările papei Ioan Paul al II-lea, a publicat mai multe antologii de poezie poloneză, un dicționar al înțelepciunii universale, monografii ale unor personalități polone și l-a dăruit istoriei literaturii pe Tadeusz Hâșdeu, bunicul enciclopedistului român Bogdan Petricei cu Hâșdeu. Nicolae Mareș a fost ambasador 20 de ani la Varșovia și la Skopje pe urmele lui Lucian Blagoa și Aron Cotruș, dar a condus și Departamentul pentru Românii din Străinătate sau Institutul Cultural Român de la Paris. Redăm acum interviul realizat cu acest neobosit umanist care, la 86 de ani, continuă să ne surprindă prin tinerețea operei Omnia. Bună ziua, domnule ambasador Nicolae Mareș. Îmi pare foarte bine că pot astăzi să stau de vorbă cu o personalitate complexă a culturii și diplomației române. Sunteți un scriitor prolific, diplomat cu lungă și admirabilă carieră, ilustrați profilul umanistului contemporan, a cărui operă Omnia tinde neîncetat către perfecțiune. Vin către dumneavoastră la acest interviu, care s-ar putea să fie unul din interviurile esențiale. Înainte de a primi titlul de doctor științe umanistice primit la Institutul George Călinescu al Academiei Române, dumneavoastră, Nicolae Mareș, ați fost pasionat de mai multe domenii, de filozofie, de filologie și de istoria artei. Care sunt izvoarele acestei pasiuni pluridisciplinare? Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate. Chiar m-ați emoționat prin cunoașterea activității mele. Eu, încă din tinerețe, mă gândesc la școala medie tehnică de construcție și metalurgie, căi ferate. Am fost un dornic de a face publicistică. Citeam presa vremii, îmi făceam notițe, reveneam asupra unor subiecte și doream cu o ardoare deosebită să devin ziarist. Aveați și niște idoli atunci, aveți niște modele. Bănuiesc că Joe Boxa vă plăcea pentru că era și publicist, dar era și un foarte bun poet. Ați intuit perfect. Așa este. Eu l-am și cunoscut pe Joe Boxa, un om deosebit. De altfel, el a fost și în Polonia, era prieten cu prietena mea, Danuta Bienkowska, o mare propagatoare a culturii românești. Însă eu am avut plăcerea să-l cunosc, pentru că scriam, școala fiind de căi ferate și era o școală de vârf la vremea respectivă, am avut plăcerea să-l cunosc pe Ion Bănuță. Mi-aduc aminte, a venit la școală de 7 noiembrie și directoarea școlii, profesoara Otilia Cincă, care făcuse doctoratul cu Garabet Ibrăileanu, m-a rugat să-l salut eu și în numele elevilor l-am salutat și el a rămas încântat și m-a invitat chiar la redacție care era la Ministerul Transporturilor să cunosc redacția. Și în continuare eu, iată, eram un corespondent la Lupta CFR. Un episod mărunt, dar m-a atras spre ziaristica. Mai mult, eu am dat examen de admitere la filozofie, tocmai datorită faptului că numai la filozofie din anul al treilea puteai să aspiri să ajungi ziarist. Deci asta a fost laboratorul în care am intrat. Însă am să vă spun un lucru istoric foarte interesant care m-a deturnat în viața mea. În 1961, Nikita Hrușciov a făcut renumita vizită la New York, când a dat cu pantoful în masă și a fost împreună cu liderii din țările socialiste, cu Gomulca, cu
Jifco cu Gheorghiu Deș și la întoarcere au venit cu o navă, cu un vapor. Cei noștri au fost foarte prost inspirați. Gheorghiu Deș n-a avut un traducător, un tălmaci. Și el mi-a întors viața. Mi-a dat viața peste cap, dar spre bine. De ce? El a venit în țară, frustrat până la Dumnezeu, preoteasa nu participase și a spus: ce ați făcut cu mine? Am vorbit numai cu semne, am obosit. De acum încolo eu vreau să am tălmacii mei. Și așa am ajuns student la Varșovia. De ce? Ministerul de Externe a recrutat imediat pe cei mai buni studenți de la facultățile din țară, inclusiv de la București, de la Facultatea de Filosofie, unde aveam note maxime pe linie, atunci era cu bine, foarte bine. Și trebuia să mai faci față la două criterii: să ai o origine socială sănătoasă și să n-ai rude în străinătate. N-aveam rude în străinătate, slavă Domnului, origine socială aveam sănătoasă, tatăl meu era muncitor la calea ferată. Și așa am ajuns repartizat la Universitatea din Varșovia pentru a studia literatura și cultura poloneză. Ciudat parcurs al vieții dumneavoastră, aparent cu probleme, dar cu succes în cele din urmă. Știu despre dumneavoastră că sunteți un reper inconturnabil al relației dintre limba și literatura română și cea poloneză prin scrierile dumneavoastră. Mă refer la proză, la eseistică, la poezie, la reportaj și la traduceri. Dumneavoastră, care ați intrat în Uniunea Scriitorilor în 1980 și ați fost și șeful secției de traducători, dacă nu mă înșel. Am fost. Exact, exact. Eu aș merge chiar mai departe și să spun că sunteți un reper recuperator vibrant al relației istorice și contemporane dintre români și polonezi, dintre România și Polonia. Deci un reper recuperator și vibrant. Sunteți, între altele, autorul unor lucrări monografice și de referință consacrate Poloniei și relațiilor bilaterale româno-polone, papei Ioan Paul al II-lea, și vom vorbi in extenso despre asta, mareșalului Iosef Pilsudski, iar pentru lucrarea Sfântul Ioan Paul cel Mare, Papa Francisc v-a decernat în august 2015 una dintre cele mai importante distinții conferite de Vatican, Pro Ecclesia et Pontifice, ordin instituit de Papa Leon al XIII-lea în 1888. Spuneți-mi, vă rog, care a fost evoluția acestei uimitoare pasiuni? Vă mulțumesc pentru aprecierile făcute. Pentru mine, Polonia a fost o descoperire formidabilă. Cuvântul descoperire este cel propice. Știam puține lucruri, de fapt, cultură generală numai despre Polonia, însă în momentul când am pășit teritoriul polonez, am fost uimit de cultura poloneză până la Dumnezeu. Facultatea de filozofie pe care eu o făcusem în țară era o facultate de îndobitocire față de ceea ce am găsit eu în Polonia. Vă dau numai un exemplu. Se făcea la București marxism, leninism, se făcea un an de zile. Profesorul de filozofie de la Varșovia a predat acest curs pe care la București, deci îl făceam într-un an, l-a predat în 45 de minute. Deci, iată proporțiile. Proporțiile. Doi la mână, polonezii l-au descoperit pe Dumnezeu. Eu am devenit din ateul ăla nenorocit din București, am devenit un om credincios. Când întâlneam la biserică, mă duceam la început cu umilința cuvenită, când vedeam pe toți profesorii mei în biserică, pe Tatarchievici, Marele Tatarchievici, îl vedeam la biserică, îl vedeam pe Iași Cepanski, marele sociolog, care am devenit prieten. Nu știu dacă știți, fac o paranteză, eu am tradus Introducere în sociologie de Ian Șepanski. Poate o să avem răgaz să vă spun cum descoperea el lumea. Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional. Deci, pentru mine, Polonia a fost nu numai o țară a culturii, dar și o țară a credinței. Nu întâmplător, Papa Ioan Paul al II-lea, sanctificat, așa are originea în Polonia. De asemenea,
Eram în Polonia și eu în zilele în care a fost martirizat episcopul Popielușco de către securitatea poloneză și aruncat în Vistula. Da? Apoi am admirat faptul că Polonia se bucura de mult mai mare deschidere economică din partea statelor europene de confesiune catolică. Vă rog să continuați, domnule ambasador. Am avut o mare șansă să am ca profesor pe Zdzisław Libera, care era un iluminist, era profesor o somitate în domeniul iluminismului, și am avut plăcerea să scriu sub conducerea domniei sale, care după aceea m-a admis și la doctorat, numai că 4 ani se scurgeau foarte repede, veneam în țară și n-am apucat să dau de vreo 2 ori. Fost înscris la doctorat la Varșovia, am avut prilejul să scriu o lucrare inedită care a fost publicată de Academia Poloneză de Științe despre Tadeu Hajdău, Hajdău se spune în Polonie, reprezentant al iluminismului polonez. Vreau să vă spun că pentru profesorul meu Libera a fost o descoperire să dau literaturii polone o personalitate marcantă a iluminismului polonez. În ciuda faptului că opera sa nu este atât de vastă cât este a dumneavoastră. Mă rog, alte vremuri, alte posibilități de informare. Bineînțeles. Domnule profesor, sunteți un autor prolific. Ați semnat 90 de cărți, apărute într-un tiraj de circa 2 milioane de exemplare. Repet, 2 milioane de exemplare. Ascultătorii noștri trebuie să știe acest lucru. Și aș spune eu că nu sunteți un simplu autor, ci sunteți, permiteți-mi această apreciere, sunteți o instituție aproape. Din tinerețe l-ați tradus pe Stanislaw Lech, ați publicat prima monografie despre Polonia în 1971, ați tipărit mai multe antologii de poezie poloneză, peste 100 de poeți. Ultima a apărut la editura Academiei Românii cu prilejul centenarului Poloniei și considerată cea mai bună antologie a secolului 20, tipărită în afara Poloniei. Aveți invidia unor polonezi care au cunoscut România și care spun că ar vrea să simtă și ei cum simțiți dumneavoastră Polonia, să simtă România. Ați alcătuit și publicat Marele Dicționar al Înțelepciunii Universale cu peste 12.000 de articole în 2014. În anii 2000 ați tradus și publicat Cugetările Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, iar în 2019 ale Mareșalului Iosef Pilsudski, cât și monografia tipărită la 150 de ani de la nașterea liderului polonez. Au văzut lumina tiparului volumele dumneavoastră de versuri, Clar obscur în amurg, Raze în apus de soare, Meditații lirice, cât și maxime și aforisme, Gânduri vechi și noi, Maxime militante, Iluminări, etc. Ați publicat în presa română și străină peste 2000 de articole, studii și eseuri din domeniile literaturii universale, istoriei artei, comparatisticii literare, receptării culturii române în străinătate, precum și din sfera relațiilor diplomatice și economice internaționale, unele care sunt incluse în cele 3 volume de eseuri publicate de Tipo Moldova Iași în colecția Opera Omnia. Domnule profesor, mă copleșiți. Sunteți formidabil. Cărui fapt datorați această vulcanică poftă de a scrie? Eu sunt un copil de la țară. Tatăl meu mă scula dimineața de la ora 5. Plecam cu el la muncă. Deci muncesc, am învățat să muncesc. Și acum eu mă scol la ora 5 dimineața și mă culc seara târziu. Deci muncă. Muncă și iar muncă. Vă spun sincer, să-mi dea Dumnezeu zile în continuare, am proiecte pentru 10 ani de acum încolo, încât toate gândurile să le pot duce la capăt. Și iată, din nou, invoc pronia cerească să am cu evlavie o invoc să pot să lucrez mai departe ca toate aceste gânduri, aceste proiecte să le duc la bun sfârșit. Dinspre grădini de parfum, florile ies în alai. Vino, iubito, acum, vino cu primul tramvai. Crin trandafirii toporași, vor să ne prindă luntași și să ne cumpere iar sufletul dulce amar.
pe uliți de rouă în zori, descult să alergăm și ușori, dar roafă de foc să-ți poarte noroc, iubito la nunta de flori. Ziua pare și ea într-o caleașcă de flori. Hai să deschidem în zori poarta cetății cea grea, și cu o floare ușor, cum altădată visam, celor ce încă mai dorm, hai să le batem la geam. Pe uliți de rouă în zori, desculc să alergăm și ușori, garoafă de foc să-ți poarte noroc, iubito la nunta de flori. Toate acești trandafiri fost au cândva ca și noi, buze aprinse de mir și îmbrățișare de ploi. Nunta de flori s-o lăsăm să se verse pe alei, toată cetatea de vrei, florilor hai s-o predăm. Pe uliți de rouă în zori, desculți să alergăm și ușori, garoafă de foc să-ți poarte noroc, iubito la nunta de flori. Pe uliți de rouă în zori, descurc să alergăm și ușori, garoafă de foc să-ți poarte noroc, iubito la nunta de flori. Invitați la Radio România Internațională. Domnule ambasador, volumele de eseistică apărute în ultimii 20 de ani au la bază documente inedite de arhiv. Au la bază de asemenea analize insolite ale unor evenimente în desfășurare pe arena internațională. V-a fost relativ ușor să documentați aceste scrieri datorită celei de-a doua mari vocație a dumneavoastră, cea de diplomat. De la Departamentul pentru Românii din afara granițelor, la ambasadele din Varșovia și Skopje, ați avut posibilitatea să dobândiți o vastă experiență practică în cunoașterea, adesea comparativă, a istoriei, culturii și civilizației țărilor unde trăiesc compact români, cât și a unor țări din Balcani și de la Marea Baltică. Să începem, v-aș propune, cu românii din afara granițelor și mai ales din jurul României. În momentul când premierul era ministru de externe, domnul Adrian Năstase, mi-a încredințat direcția relații cu românii din afara granițelor, a avut în vedere necesitatea cunoașterii românilor din vatră, eu așa spuneam, românii din vatră, pentru că Iorga spunea, suntem înconjurați de români pretutindeni. O a doua Românie. Da, da, da. Faptul că am putut lucra la Skopje, unde a românii sunt o forță. Faptul că am putut lucra și am lucrat la Paris într-o altă perioadă extrem de grea, de complicată în relațiile bilaterale cu Franța. Faptul că am cunoscut foarte bine pe românii din vatră. Eu am fost un bun prieten al lui Grigore Vieru. M-a vizitat la Ministerul de Externe împreună cu Dabija, cântăreții, cum îi spune. Doina și Ion Alda Teodorovici. Da, au fost de asemenea oaspeții mei la Ministerul de Externe. Deci am fost o cutie de rezonanță a lor în România și în sufletul lor. Tărățeanu, regretatul Vasile Tărățeanu, un om extraordinar. Am străbătut meleagurile acelea bucovinene cu el. Am fost și cazul, poate să-și amintesc acest lucru. M-a dus în cimitirul din Cernăuți, unde frații noștri ucrainieni l-au scos pe hurmuzații din cavou și au împlântat un ucrainian. Deci ce trăire am putut avea?
datorită acestor persoane pe care le-am cunoscut, care am fost 4 ani și jumătate. A fost cea mai frumoasă activitate a mea în cadrul Ministerului de Externe. Radio România Internațional. Radio România Internațional. Haideți să ne întoarcem la cei 20 de ani care marchează cariera dumneavoastră diplomatică la Varșovia. E interesant că aici ați ocupat pe rând toate funcțiile diplomatice. Ați fost printre altele consilier cultural, ca și înaintașii dumneavoastră, ilustri unii dintre ei. Și i-aș numi pe Lucian Blaga și pe Aron Cotruș. Aici ați fost considerat eminența cenușie a Ambasadei României. Și v-aș întreba cărui fapt datorați această nominalizare și dacă puteți descrie câteva momente de vârf din această strălucită și îndelungată reprezentare. Da, văd că v-ați informat extraordinar de mult. Era datoria mea de jurnalist. Da, mi-închipui, dar formidabil. Ce se întâmplă? Aveam o minte proaspătă și mergeam cu ambasadori, eu mergeam în calitate de traducător, în primul rând. Și am avut și o șansă unică, am avut cel puțin primul ambasador, a fost un om de excepție, Tiberiu Petrescu. Eu mergeam, îi pregăteam vizita, ce se poate întâmpla, ce trebuie abordat în cadrul vizitei, pentru că aveam instructajul din țară, citeam împreună mandatul care mergeam, îi pregăteam deci vizita, dosarul. Doi la mână, traduceam, el nu făcea nimic. În momentul când veneam la ambasadă, îmi lua notițele și mă punea și scriam telegrama. Informam cum s-au desfășurat convorbirile. Vă dați seama că tot travaliul era pe spatele meu. Ori polonezii erau foarte veștepți. Știau că eu fac toate astea. Și de aici eminența cenușie. Știți cine îmi spunea eminența cenușie? Cel care ne întâmpina jos la protocol. Că el știa că merg la Dobroșelski, care a fost după aceea ambasador la Londra. Nota bene, Dobroșelski știa și limba română. Și știa că toată vizita o port pe umerii mei. Și de aici acel epitet care mă măgulea, era eminența cenușie. Nu mai spun că ambasadorul oferea tot felul de dineuri, mese și așa mai departe. Și eu eram cel care și traduceam, eu trebuia după aceea să informez și așa mai departe. Deci mi-a lustruit cumva mintea, ca să zic așa, activitatea cotidiană. Vinievici, care era, locuia pe strada Chopin vis-a-vis, el sau Kruchkovski, Kruchkovski era marele dramaturg, Kruchkovski, fiul lui era directorul Institutului de Relații Internaționale de la Varșovia. Mi-aduc aminte că în 1962, cred că era, corespondentul de presă român de la Varșovia, Gheorghe Gheorghiță, a primit de acasă o solicitare ca să îi ia un interviu la o personalitate marcantă poloneză. Și nu mai era nimeni, că erau sărbători religioși, cum sunt polonezii. Și am avut onoarea să fiu primit de fiul lui Kruchkovski, care a dat un interviu strălucit. Presa românească l-a reluat în întregime, da. Da, domnule ambasador, dar 20 de ani? N-ați simțit un moment de eroziune? N-ați simțit oboseala? N-ați simțit, eu știu, asta ați mai ocupat și alte funcții, ați fost în centrala Ministerului de Externe. Cum a fost să stați 20 de ani? Ați devenit, de fapt, un polonez, oarecum, nu? Din nou ați intuit. Pentru că aici este misterul. Da. Dumneavoastră v-ați dus și ați fost mai român, dacă îmi permiteți această exagerare. Ați fost mai român în Polonia, poate chiar decât ați fost aici, să vă spun în țară. Un episod extraordinar de interesant. După ce am făcut prima mea misiune la Varșovia, care a durat, bineînțeles, 4 ani, am venit în centrală cu gândul că mi-am făcut datoria. Și diplomația are foarte multe fațete. Diplomație multilaterală, diplomație culturală, tot felul de dimensiuni diplomatice, nu mai spun la ONU și așa mai departe. Și visam că mi-am făcut această datorie de 4 ani și că am terminat și eu cu Polonia. Eram fericit pentru că, iată, în Polonia s-a născut fiica și fiul meu și îmi doream ca să plec la o altă misiune. În 1974, a venit la Ministerul de Externe domnul Aurel Duca, care era membru supleant al biroului politic de atunci, trimis de Ceaușescu în misiune la Varșovia, adică tras pe linie moarte. Și s-a dus la Macovescu, om care era versat, trecuse prin viață,
domnule, plec la Varșovia, domnul Macovescu, dați-mi și mie un om de încredere, domnule. Eu nu cunosc nimic în țara asta, nu știu nimica. A, păi tovarășul Duca, îl dăm pe tovarășul Mareș. Și mă cheamă la el Macovescu, ia loc tovarășul Mareș. Eu credeam că mi-a părut o carte, nu știu ce, că mă întreabă de carte, că intrăm în lumea scriitoricească. Și a fost la mine tovarășul Duca și m-a rugat foarte mult să plec cu dânsul la Varșovia. Eu am înlemnit și am spus, și ministru, dar știți foarte bine că eu am fost la Varșovia, mi-am făcut datoria, 4 ani, vreau și eu să merg în altă parte. Unde în altă parte, tovarășul Mareș? Într-o altă țară. Știu eu să fac diplomație multilaterală. Mi-a spus-o direct, franș. Nu se poate, tovarășul Mareș. Sarcina de partid. Pleci cu tovarășul Duca la Varșovia și te rog să fii mâna dreaptă a tovarășului Duca. Și n-am mai putut pleca. Am plecat din nou la Varșovia. M-am dus și am făcut o vizită președintele Uniunii Scriitorilor din Polonia, Jarosław Iwaszkiewicz, un mare scriitor. El a avut ghinionul că a primit un ordin, în ăsta Lenin sau nu știu ce, și că a fost premiul Nobel față de nobliști, cei care au luat Nobel în Polonia, Iwaszkiewicz îi avea pe toți la degetul mic. Știți cum a întâmpinat Iwaszkiewicz? Domnule Mareș, mă bucur mult că vă văd. Sunteți condamnat la polonitate. Poate să fie un compliment mai mare, condamnat la polonitate. L-a preluat un publicist acest epitet. Deci am fost condamnat la polonitate și vreau să vă spun că în 1970, când au avut loc evenimentele din Polonia, evenimentele de la Gdansk, evenimente crude, m-a chemat Ștefan Andrei, era ministru, și mi-a spus, eu n-am știut că el ascultase sau avusese telegrame, era duminică, și mă întreabă mare și ce se întâmplă în Polonia. Chiar nu știam ce se întâmplă. Dimineața aia nu urmărisem Polonia, nu urmărisem radio, și am spus că nu știu. Cum bă, tu nu știi ce se întâmplă în Polonia? Chiar nu știu. Diseară pleci la Varșovia. Păi ce se întâmplă? Păi sunt cu tancurile mai pe stradă, mai. Te rog foarte mult, pleci la Varșovia și îmi spui ce se întâmplă în Polonia. Când am ajuns la Pșemâș, m-am scutat. Da, la graniță. La graniță, plângeau polonezi. Plângeau. I-am văzut plângând. Mi-aduc aminte că în telegrama în care l-am informat, i-am spus exact cum am intrat în Polonia. Când am ajuns la Varșovia, era duminică și am cerut o vizită la Ministerul de Externe. Mă cunoștea foarte bine directorul departamentului relații și am mai cerut o vizită purtătorului de cuvânt pe care îl cunoșteam foarte bine la Consiliul de Miniștri, îl chema Orban. Și m-am documentat. Orban m-a încurajat că toată această perioadă va trece repede, că e doar o umbrelă această situație. Ce credeți că am făcut? M-am dus la ambasada Chinei. Era duminică și n-aveam interlocutori. Dus la colegul meu care era însărcinat cu afaceri și am spus, Taili, ce se întâmplă în Polonia? Vreau să vă spun că mi-a spus totul, cu o meticulozitate chinezească, tot ce se petrece în Polonia și culmea mi-a dat și această speranță că va fi trecătoare. Și, bineînțeles, că a doua zi am luat și pulsul străzii, am luat pulsul de la diferite personalități și am scris lui Ștefan Andrei că de sărbători voi fi acasă. Și, într-adevăr, l-am convins că trebuie să vin acasă de sărbători. Deci, iată care sunt antenele unui diplomat și cum se face diplomație. Invitați la Radio România Internațională. Parcurgând bibliografia operelor dumneavoastră, mi-a atras atenția un nume, Tadeusz Kędzior, bunicul enciclopedistului Bogdan Petriceicu HD, un personaj cu o biografie romantică, aș spune, într-o perioadă istorică de răscruce pentru zona europeană în care se aflau teritoriile românești istorice. Ce ne puteți spune, pentru că dumneavoastră v-ați implicat în aducerea unor informații despre HD-ul, care au epatat într-o oarecare măsură pe filologi, pe oamenii de cultură din Polonia, considerându-vă că le-ați făcut un serviciu imens în termenii de istorie literară? Fără îndoială
îndoială că a fost un personaj foarte drag în cele întâlnite în Polonia. Nu vă mai spun că fiul dânsului Bogdan a dat culturii austriece o mare personalitate, dar mai mult decât atât, HD-ii au luptat la, adică steagurile românești au luptat la depresurarea Vienei de către Sobieski. Deci sunt niște personaje mirifice. El a fost și traducător, a tradus Kotzebue, dar... Autor dramatic? Autor dramatic, fără îndoială, însă la capacitățile, să zic așa, ale secolului al XVIII-lea. E bine pentru că aducem prin el, aducem un personaj, Iorga spunea că românii au luat lumină din Polonia. De ce? Îi avea în vedere pe cronicari care au studiat la Bar, care au studiat Kamenica. Kamenica și așa mai departe în Podolia. Și eu am luat lumină din Polonia. Și la Lviv. Lviv, la Lemberg, unde Iorga a defrișat arhivele. După aceea și pe cele de la Gdansk, la Königsberg a mers. Iată, noi am luat această lumină din Polonia, pe care o ducem mai departe prin Iorga, prin tot ceea ce se face, ceea ce se poate face. Și fac aici o paranteză care nu e deloc întâmplătoare. Vreau să vă spun, eu am o monografie, Nicolae Iorga și Polonia, în care subliniez faptul că Iorga, care a dat atât pentru cultura polonă, după 1945 este istorie în Polonia. Nu se mai știe nimic despre Iorga. Iorga, care a înființat lectoratul de limbă și literatură română de la Cracovia, unde l-a trimis lector pe Pepa Naitescu, pe Nandriș. Iorga, care a fost membru de onoare al Academiei de Științe Poloneze, Academia Umiejętności din Cracovia. Iorga, care a întâmpinat cu pâine și sare pe polonezi în 1939, întrebându-se, vom avea oare totul pentru acest sărman? Astăzi este istorie în Polonia. Trebuie să recuperăm pe Iorga. Mă zbat împreună cu fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, cu domnul Mircea Cosma, să ducem un monument la Cracovia. Iorga merită monumentul lui la Cracovia. Domnule ambasador, ați fost cu puțin timp înainte de Revoluție director al Centrului Cultural Român de la Paris. Care sunt observațiile dumneavoastră în legătură cu acea perioadă în care cultura română încerca să se scuture de praful ideologic comunist? Încerca, pentru că vorbim de anii 87-88. Vă spun pe aia dreaptă. Eu am fost frustrat că numai în Polonia sunt diplomat. Am avut o frustrare până la urmă. Am făcut misiunea asta cu drag, pentru că mi-a plăcut să muncesc, cum vă spuneam. Dar despre acest lucru știa foarte bine Aurel Duma, secretar de stat, un om șlefuit, ca să zic așa. El fusese și ambasador în China, un ambasador bun în China. Și m-a chemat la el și mi-a întrebat: Tovarășu Mareș, cum stai în relațiile dumneatale cu Franța? Foarte bine, cu consilierul francez de la Varșovia sunt într-o amiciție cordială, dar principială. N-am nicio problemă cu Franța. Iată ce mă gândesc. Știi că postul nostru de la Paris este un post care e girat de Ministerul de Interne. Vreau să te trimit acolo. Știu că știi franceză, dar nu datorită limbii vreau să te trimit acolo. Vreau să te trimit acolo ca francezii să n-aibă nimic să-ți reproșeze. Pentru că ei te vor căuta peste tot. Și așa a fost. Până când și secretara care era de la interne mă urmărea. Fiecare pas al meu la Paris a fost măsurat. Și să vă spun și o întâmplare nostimă. Ce făceam eu duminica? Mă duceam la Louvre. Am fost de 11 ori la Louvre cât am stat atunci la Paris. Și mergând la Louvre, aud de undeva din spate Nicule, un nume așa cunoscut, Nicule. Mă întorc, cine credeți că era? Colegul meu de bancă,
din comuna Măgurele. El fugise în Canada și venise, trecuse gârla, cum zicea el, și venise la Paris să stea două zile, să întoarcă înapoi. Credeți-mă, nici n-am ajuns la ambasadă și toată ambasada știa că eu am întâlnit un emigrant. Deci așa eram eu urmărit la Paris. Dar mi-am făcut meseria. În ce sens meseria? Am încercat prin institutul acela cultural, îi spunea Biblioteca Română, dar să fac din el un institut cultural și să propag atât cât pot eu mai bine cultura românească. Și m-am interesat în stânga, în dreapta, pe cine mă pot baza. Și am aflat că există un polonez care stă pe Valea Loarei, Jean-Paul Mestas, și că soția lui este grafician. Cum să intru eu în legătură cu el? Lector de limbă franceză era Miloș. Și profesore, ajută-mă să îl cunoaștem pe domnul Jean-Paul Mestas. Mergem la el. Și am ajuns acasă la Jean-Paul Mestas. Cine credeți că ținea cele mai incitante prelegeri? Jean-Paul Mestas. Dar am mai avut o șansă deosebită. Ca ambasador la Paris să fie Petre Gigea, Gorun. Scriitor. Un om de mare caracter. Și care știa la ce încercări sunt pus acolo. Și care, într-adevăr, îi port domniei sale și soției cea mai mare condescendență posibilă. A fost un om deosebit, da. Risc o întrebare. Nu v-a tentat să vă întâlniți cu mari scriitori români plecați din țară, cu Cioran, cu Ionesco? Am fost tentat, foarte tentat să-l văd pe Cioran, însă n-am putut intra pe aceste relații pentru că Gigea însuși era, să zic, în contact cu ei. Și n-avea niciun rost nici să-l bruiesc pe Gigea să mă duc să mă afișez eu. Și e bine uneori să-ți păstrezi, să zic așa, să-ți păstrezi, să-ți vezi limitele. De pildă era Breban la Paris, era la Breban la Paris. Am fost la întâlnirea pe care a avut-o, dar am stat foarte rezervat deoparte, știind că Gigea este vioara întâi și că știe să-și joace rolul. Și n-avea niciun rost, n-am vrut. Dar ceea ce am făcut eu a fost și mai important. M-am dus pe urmele lui Grigorescu, la Fontainebleau. M-am dus și am trăit climatul acela. Am învățat ce a însemnat Grigorescu în Franța și așa mai departe. Adică mi-am găsit un făgaș al meu. N-am încercat să mă bat, să mă port cum e portul, sau cum spune țăranul român. Da. Dragostea, păsări albi în zbor se legănau, zmei de carton se ridicau. Încercam să văd ce nu vedeam, încercam să știu ce nu știam. Nu mi-ai spus nimic și niciodată floarea florilor tu nu mi-ai dat. Într-o zi mi-ai dăruit o portocală, noi copii ce-aveau. O portocală lumea toată ne părea. O portocală soarele era și e. O portocală ta-ta-ta, ta-ta-ta. Chiar așa. Anii au trecut, iubirea mea, au trecut la braț cu dragostea. Drumurile lor le-am străbătut, să crezi, nu pot uita cel mai drag surâns din viața mea. Steaua stelelor nu mi-ai curat, floarea florilor tu nu mi-ai dat.
ce vreau. Popor tocale, lumea toată ne părea. Popor tocale, soarele era și e. Popor tocale, da, 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 da. Chiar așa. La invitați la Radio România Internațională. Domnule ambasador, aș putea să vă spun și domnule profesor, pentru că parcursul dumneavoastră umanist include și activitatea universitară. Ce ne puteți spune despre felul în care se prezintă astăzi învățământul din România și despre felul cum receptează tinerii cursurile dumneavoastră? Îmi pare rău că trebuie să fiu critic. Îmi pare foarte rău. Este o altă generație care este pusă pe distracții, chiar fără rost. Eu am o serie întreagă de aforisme pe tema asta. Educația în România lasă foarte mult de dorit și sufăr din această cauză. Iohannis a vorbit de România educată. Lasă în urmă o Românie needucată. Și cred că e suficient să spun asta. Aș vrea să vă întreb, ne apropiem de încheierea acestui interviu, timpul este nemilos cu noi, îmi pare rău. Ce aveți pe masa de scris și cum vă gândiți că veți rămâne în conștiința semenilor după ce veți ieși din scenă și din rolurile dumneavoastră strălucite vreme de atâția ani? Ce scrieți? Mi-ați spus că aveți pentru câțiva ani de aici înainte, aveți proiecte. Da. Împărtășiți-ne câteva dintre ele și câteva din marile deziluzii pe care le-ați avut în timpul vieții, precum și marile fericiri, marile bucurii. Am mai multe cărți în șantier, să zic așa. Acum, în continuare, vreau să aprofundez niște studii. Din nou vin la izvoarele mele. Din nou despre Blaga. Ce vreau să fac despre Blaga? Și n-am deloc, nu receptează niciun fel lancrămul, sebeșul aceste lucruri. Blaga a fost 13 ani diplomat. Dumitru Radu Popescu, de prietenia căruia m-am bucurat, vroia și m-a îndemnat, știa de aceste gânduri ale mele, să scoatem toate documentele lui Blaga, diplomat, la suprafață. Tot ce a scris Blaga, pe tot periplul lui, pentru că el a fost deci diplomat la Varșovia, după aceea s-a dus la Praga, s-a dus la Lisabona, s-a dus la Viena, din nou la Viena, de câteva ori a fost la Viena, în perioadele cele mai grele. Și sunt niște documente de mare rezonanță. Mă rog lui Dumnezeu să nu mă ia până când nu pun aceste documente pe masă. Sunt documente capitale. Vreau să vă spun că prima dată când am fost la Sebeș, la Lancrăm, despre Blaga se vorbea numai de Blaga poet, Blaga filosof. Blaga diplomat, această sintagmă, eu am introdus-o în circuit. Mi-aduc aminte, în prima întâlnire, în 1990, era un tânăr scriitor cenușă care m-a invitat la acea reuniune. După ce am ținut această prelegere, era în sală comandantul unității militare din Sebeș și m-a invitat, m-a implorat, veniți să vorbiți despre Blaga diplomat și unități militare. 800 de soldați m-au aplaudat vorbind despre Blaga diplomat. Deci Blaga diplomat este crezul vieții mele, dacă mai mă ține Dumnezeu. Înțeleg și vă doresc să aveți succes, veți avea cu siguranță, dar să aveți sănătate și putere de muncă pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. E greu. Radio România Internațională. Radio România Internațională. Vă întrebasem despre marile succese, marile realizări, cele mai mari realizări, dar vă întrebasem și de anumite lucruri care n-au fost pe placul dumneavoastră. Da, viața are suișuri și coborâșuri. Cel mai mare, cel mai dureros coborâș
al meu a fost moartea soției, trecerea ei la Domnul. A fost o femeie deosebită, care am împărtășit 54 de ani din viață, care a adus pe lume doi copii străluciți, ambii profesori universitari. Fica mea este membra Academiei Americane de Științe. E o carte de vizită. Fiul meu este profesor universitar la INSEAD. Deci este într-adevăr istoric. Femeie modestă, dar un istoric deosebit. A scris lucrarea ei de masterat. A fost tot despre Polonia, despre răscoala de la 1863. Cele mai dragi momente ale vieții mele se leagă de cunoașterea papei Ioan Paul al II-lea, despre care, prin cultura vastă a domniei voastre, ați amintit. Faptul că m-a primit în 1993 la Vatican, eu am avut onoarea să-l cunosc pe secretarul personal al său. Și când l-am sunat că sunt la Roma și că aș vrea să mă primească sanctitatea sa, mi-a spus: domnule ministru, era ministru consilier atunci, domnule ministru, Sfântul Părinte a primit mesajele, monografia dumneavoastră Ioan Paul al II-lea, papă pentru mileniul al III-lea, de la ambasadorul Vieriță de aici, de la Scubișevski, care era ministru de externe polonez, de la Iliescu. Deci veniți la spartul târgului. Vă aranjez o vizită la Vatican, la audiența generală miercuri. Prieten drag, eu miercuri sunt la Veneția, pentru că am venit la Veneția, se deschide Casa Iorga. Deci nu pot veni, mă întorc vineri. Nu era ca acum cu telefon mobil. Nu știu cum a făcut el, împreună cu ambasada română de la Roma. Cordoș, prietenul meu, Petre Cordoș, era însărcinat cu afaceri și am aflat de la conductorul din tren că papa mă va primi miercuri la ora 11, pare mi se, și m-am dus împreună cu cel care gira relațiile cu Vaticanul la ambasadă, la intrare, să intru acolo. Nu mă aștepta nimeni, am dat un telefon și îmi răspunde Giviș: păi vă așteptăm la intrarea principală, nu acolo unde intre toți muritorii. Și m-a primit, dar m-a instruit: domnule ministru, nu veți sta mai mult de 3 minute. Sfântul Părinte a făcut o excepție, e foarte ocupat. Am înțeles. 3 minute. După 3 minute mi-a pus o întrebare, o găsiți în carte, că relatez totul. Ce se aude prin România noastră dragă? Dorința mea era să aflu de la sanctitatea sa dacă originea sanctității sale este valahă. Rețineți cuvântul, valah. De ce? Pentru că în 1916 Mototolescu a scris o lucrare, Ius Valahorum, pe teritoriul polonez. Dar el întrebându-mă, sanctitatea sa întrebându-mă, pardon, ce se aude prin România noastră dragă, am înțeles, pentru că Vaticanul are cea mai mare, cea mai desăvârșită diplomație, că a citit un articol al meu din România Literară, pus cu acest titlu, Rădăcină Valahă, pentru că arborele genealogic așa îmi arăta mie. Dar întrebarea nu mai mi-a dat acest prilej. România noastră dragă, eu am înțeles că am citit articolul, că Vaticanul știe despre acest articol, și după ce am început să-i relatez ce se întâmplă, să-i relatez profesionist ce se întâmpla în România anului 1992, că erau evenimente în țară, Giviș a apărut, după 3 minute a apărut în ușă, îl văd și acum. Și a făcut semn să ne lase în pace. După alte 3 minute de relatări, din nou Giviș a apărut în ușă. Ușa era la depărtare, la cel puțin 10-15 metri, dar l-am observat că era în fața mea. Și după alte 3 minute, eu m-am sculat în picioare
Și m-am oprit și am spus: Sanctitatea voastră, iertați-mă, vreau să rămân prieten cu Monseniorul Gibiș. Vă rog să-mi dați voie să mă retrag. Și aveți fotografiile în monografie când papa mă bate pe umăr și, ce credeți, învolburat cu gândurile respective, m-am dus pe jos la ambasadă. Am găsit fotografiile la ambasadă. Am 4 fotografii dăruite de Sanctitatea sa. Impresionant. Impresionant, domnule ambasador. Chiar, cum spun latinii, finis coronatopus. Din nefericire și interviul nostru trebuie să se oprească aici. Opera dumneavoastră este, cum spune un scriitor italian, Umberto Eco, este opera aperta, pentru că dumneavoastră v-ați făcut un plan de lungă durată și de viață lungă, viață lungă pe care vă doresc și eu împreună cu ascultătorii mei, și am vrea să fim mai silitori decât am fost până acum și să vă citim mai aprofundat sau mai îndelungat sau mai amplu opera dumneavoastră, opera unui umanist de excepție, cum, așa cum spuneam la începutul interviului, rar mi s-a întâmplat să întâlnesc, dar pe care mă bucur din toată inima că l-am întâlnit. Să fiți sănătos, Doamne ajută, și pe curând vom mai sta de vorbă la Radio România Internațional. Vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu de suflet. Aici a sfârșit interviul pe care ni l-a acordat invitatul rubricii de astăzi la microfonul Radio România Internațional, fostul ambasador Nicolae Mareș, om de cultură remarcabil, autor prolific al peste 100 de cărți de poezie, proză, monografii, dicționare, aforisme, eseuri și peste 2000 de articole, studii din domeniile literaturii universale, istorie artei, comparatistice literare, receptării culturii române în străinătate, precum și din sfera relațiilor diplomatice și economice internaționale. La 86 de ani, Nicolae Mareș poate fi mândru de moștenirea culturală pe care o lasă celor 2 copii ai săi, dar și nouă, celor care îi dăruim întreaga admirație. Vă mulțumesc pentru audiție și vă invit să rămâneți în continuare pe undele Radio România Internațional. Eu te simțeam, ne-nțelegeam din priviri, ne-nțelegeam din priviri. Acum eu te strig, tu te faci că n-auzi. Acum te privesc, dar ochii sunt muți. Nu mai vorbim în priviri, nu mai vorbim în priviri. Privește-mă în ochii. Facem pași înapoi, ne-am șifonat, purtăm defecte și coi.